Tot ce crezi, tot ce simți, fiecare acțiune a ta se datorează principiilor și valorilor tale. Poți să nu dai importanță sau să nu fii conștient de acest lucru, dar valorile tale îți modelează deciziile și deciziile îți modelează viața. Dacă vei prețui banii mai mult decât fericirea, viața ta ar putea fi plină de lucruri scumpe, însă e posibil să-ți pierzi bucuria în această experiență. Valorile umane îți vor arăta tot ce trebuie să conteze cu adevărat pentru tine. Sunt stări emoționale care îți scot în evidență tot ce este mai important și ce trebuie să experimentezi cu adevărat în această viață. Imaginează-ți cât de diferită ți-ar fi viața dacă ai înlocui importanța valorilor materiale cu iubirea. Crearea și stabilirea propriilor valori conștient îți poate schimba direcția vieții. Dacă vei decide să aplici vieții tale oricare dintre următoarele 10 valori pe care ți le voi prezenta, să le aplici așa cum știi tu, în felul tău, atunci viața ta cu siguranță va căpăta un alt sens și nu în ultimul rând va fi mult mai valoroasă. 1. Sănătatea și energia. Aceasta poate fi pentru unii oameni cea mai importantă valoare dintre toate. Va fi cea mai de preț valoare pentru unii dintre cei care au avut de înfruntat probleme grave de sănătate. Fără sănătatea fizică, este foarte puțin probabil să poți experimenta și te bucura de profunzimea celorlalte valori. O sănătate optimă îți oferă vitalitatea de care ai nevoie pentru a te scufunda mai adânc în cele mai importante lucruri din viață. Îți oferă energie și timp pentru cei pe care îi iubești. Fă din sănătatea și energia ta o valoare supremă, o prioritate pentru viața ta, învățând cum să te alimentezi zilnic corect și care sunt exercițiile fizice care te vor ajuta să-ți energizezi corpul. De ce ai nevoie pentru a fi în cea mai bună formă fizică a ta? Învață și aplică. 2. Dragostea. Folosirea excesivă a acestui cuvânt facilitează înțelegerea greșită a adevăratului său sens. Nu se referă doar la acea iubire romantică, dar la dragostea pentru tot ce te înconjoară. Dragostea adevărată, fără prejudecăți. Dragostea pe care o ai pentru familia ta, prietenii tăi. Dragostea pentru lucrurile tale preferate. Dragostea pentru pasiunile tale. A face din dragoste o prioritate în viață înseamnă să nu existe loc pentru ură sau indiferență. Ai putea experimenta iubirea făcând orice sau cu oricine. Ai putea experimenta iubirea pentru tine însuți. Cum ți s-ar schimba viața dacă ai prețui dragostea mai mult? 3. Recunoștința și aprecierea. Nu există cu adevărat o putere mai mare pe pământ decât recunoștința. Recunoștința adevărată, din adâncul sufletului, îți va șterge toate emoțiile negative. Cât de importantă este recunoștința pentru tine? Ei bine, cât de important este pentru tine să te simți bine? Dacă acest lucru este important, trebuie să faci din recunoștință o valoare de top și să o practici ca pe o prioritate în fiecare zi. Acest lucru nu te costă nimic, ba dimpotrivă, te face mai bogat. Acest lucru nu ia nimic de la nimeni, dar îți dă atât de multă putere. Cât de magică ți-ar putea fi viața dacă ai trăi într-o continuă stare de recunoștință și apreciere pentru tot ceea ce este minunat în viața ta. 4. Bunătatea și compasiunea. Lumea în care trăim ar fi cu siguranță un loc mai bun dacă oamenii ar arăta mai multă bunătate și compasiune. Mai puține prejudecăți, mai mult respect. Pune-te tot timpul în locul celuilalt, înainte de a-l judeca. Ai observat vreodată cât de bine te simți atunci când ești bun cu cineva, fără vreun motiv anume? Să știi că te simți bine atunci când ești bun, pentru că așa este corect să fii bun. Te-ai gândit vreodată cum ți-ar arăta viața și lumea în care trăiești dacă ai pune mai mult preț pe bunătate și compasiune? 5. Integritate. Atunci când știi că faci ceea ce trebuie, chiar dacă nimeni nu se uită la tine și nici nu va afla vreodată, când conștiința ta întotdeauna te îndeamnă să procedezi cum este mai corect, acest lucru îți va aduce mândrie și pace sufletească. Când prețuiești integritatea, prețuiești corectitudinea. Este o valoare atât de puternică care nu numai că va face diferență în propria ta viață, dar te va oferi drept exemplu puternic pentru toți cei apropiați ție. Asta îți va aduce onestitate și încredere. Cât de diferită ți-ar fi viața dacă ai fi cunoscut de toată lumea ca o persoană integră? 6. Dăruiește.
Acest lucru are legătură cu bunătatea și compasiunea. Ca și oameni, suntem făcuți să dăruim. Și nu e neapărat să dăm bani sau lucruri, dar să ne dăruim de plin celor care au nevoie de noi. Karma garantează întotdeauna că tot ceea ce dai, ți se întoarce. Însă motivul pentru care dăruiești nu este acest lucru. Dăruiești pentru că acesta este felul tău de a fi. Nu este un efort pentru tine. Totul vine natural, de la sine. Te face să te simți bine și nu îți provoacă lipsuri. Cât de diferit te-ai simți dacă ai prețui mai mult dăruirea în viața ta. 7. Dezvoltarea personală. Ființa umană este programată să se dezvolte. Dezvoltarea vine din experiență, din studiere, din eșecuri, din realizări, din intenții. Intenția de a deveni mai bun. Acest lucru nu se referă la îmbunătățirea ta pentru a câștiga ceva. Înseamnă să devii mai bun astfel încât să poți da mai mult lumii. În acest fel poți experimenta mai mult, te poți bucura mai mult. Intenția de a deveni mai bun înseamnă să devii cea mai bună versiune a ta, nu doar pentru tine, ci și pentru ceilalți. Înseamnă să dai exemplu celorlalți că totul este posibil, atingându-ți potențialul maxim cu intenție. Cât de bună ți-ar fi viața dacă ți-ai pune dezvoltarea personală pe lista celor mai importante valori? 8. Pacea. Pacea. Cu asta ar trebui să fie spus totul. E atunci când ajungi în locul în care nu ai nevoie de nimic. Atunci când, fiind singur, te simți fericit. Atunci când ești prezent în viața ta, când reacționezi mai puțin. Pacea este tăcerea de pe vârful muntelui. Cât de mult prețuiești pacea? Cât de bună ți-ar fi viața dacă ai fi înconjurat de mai multă pace? 9. Familia, prietenia și conexiunea socială. Este atunci când îți pasă de cineva mai mult decât ții la tine. Atunci când îi pui pe ceilalți pe primul loc. Când îți faci timp pentru oamenii la care ții. Când dăruiești oamenilor pe care îi iubești și poate chiar și străinilor prezența ta deplină și te implici în construirea acelei conexiuni. E atunci când faci ziua altei persoane mai bună, doar cu simplul fapt că ai fost și tu prezent în ea. Atunci când, indiferent cu cine ai interacționa, la plecarea ta, acea persoană rămâne cu zâmbetul pe buze. Cât de diferită ți-ar fi viața și implicita multor altora dacă ai alege această abordare? Îți vei adăuga la lista ta de valori conexiunea cu cei din jurul tău? 10. Fericirea. E atunci când te bucuri de orice. Când, indiferent de vârsta pe care o ai, nu ți-a dispărut spiritul de copil și știi încă să te joci. Când te distrezi. Atunci când chipul tău nu cunoaște ce înseamnă încruntare. Toate aceste lucruri sunt stări ale adevăratei fericiri. E atunci când iubești ceea ce faci și timpul ți se oprește în loc. Este ceea ce căutăm cu toții, în atât de diferite moduri. Unii încearcă să o găsească cu ajutorul banilor, numai că niciun fel de hârtie nu îți va aduce fericirea. Unii încearcă să o găsească prin realizări și succes, dar rămân goi, pentru că n-au știut să prețuiască tot ceea ce au obținut și să se bucure la momentul potrivit. Fericirea se află în interiorul nostru și este o alegere pentru fiecare. Este întotdeauna disponibilă și niciodată de vânzare. Tu decizi când vei face din fericire o prioritate și o vei include în lista ta de valori. Cât de diferită ți-ar fi viața dacă ai prețui mai mult fericirea?